Obezitatea este una dintre afecțiunile secolului, datorate în principal stilului de viață stresant și sedentar. Foarte multe persoane se plâng că după ce au renunțat la diete chinuitoare, au revenit la greutatea inițială. Acest lucru poate fi evitat prin schimbarea stilului de viață și al dietei, iar un ajutor în acest proces poate fi uleiul ozonat cu cannabidiol, o substanță extrasă din cânepă care funcționează ca o alternativă naturală pentru a preveni sau ameliora o gamă largă de afecțiuni. Cannabidiolul este un fitocannabinoid extras din cannabis sativa, care are rolul de a activa receptorii endocannabinoizi la nivelul organismului. Corpul uman produce proprii cannabinoizi, doar că atunci când este supus unui stres mai mare sau când la nivelul organismului există afecțiuni asociate, acești cannabinoizi nu sunt suficienți pentru a ajuta sistemul imunitar în adaptarea organismului la factorii de stres și în lupta cu boala. Și atunci este util pentru susținerea organismului să folosim cannabinoizi din plante pentru a avea o stare de sănătate mai bună. În general, o persoană obeză suferă și de alte afecțiuni conexe care împreună duc la apariția sindromului metabolic. Acesta presupune prezența a cel puțin 3 afecțiuni diferite, pentru care e nevoie de o abordare pe mai multe niveluri. Obezitatea nu rămâne niciodată ca afecțiune de sine stătătoare în corpul uman. Ea poate să conducă la hipertensiune arterială, la accident vascular cerebral în timp, dacă hipertensiunea arterială persistă, la afecțiuni renale, la afecțiuni cardiovasculare. Și atunci nu spunem stop greutății, ci lucrând asupra acestui exces ponderal, înlăturăm toate celelalte riscuri la care este expus organismul. Prin utilizarea acestor uleiuri se stimulează de fapt sistemul endocannabinoid, adică o rețea de neurotransmițători care se atașează la receptorii cannabinoizi prezenți în sistemul nervos central și periferic al tuturor viețuitoarelor de pe glob. Activarea sistemului endocannabinoid este esențială în menținerea sănătății organismului pentru că ajută sistemul imunitar să mențină în limite normale parametrii interni sau cu alte cuvinte contribuie la menținerea homeostaziei organismului, a echilibrului intern al organismului, pornind de la temperatura corpului și până la ceilalți parametri, tensiunea arterială, glicemia, colesterolul. Atunci când sistemul endocannabinoid nu funcționează corect, se creează dezechilibre. Asta deoarece creierul nu știe când să oprească răspunsul sistemului imunitar, ceea ce poate duce la inflamații cronice sau chiar la boli autoimune.